Accidentul a avut loc în comuna Moșoaia. Șoferul unui autoturism a lovit în plin o mașină a cărui conducător auto a vrut să intre pe o stradă laterală fără să se asigure. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită s-a răsturnat, fiind proiectată în alt autoturism care circula regulamentar, iar conducătorul auto a rămas încarcerat între fiarele contorsionate. Echipajele pompieri au intervenit în urmă un accident rutier produs între trei autoturisme, dintre care au avut nevoie de îngrijiri medicale decât două persoane. În acestea se aflau decât conducătorii autovehiculului. Conducătorul auto al celei de-al treilea mașini a văzut tot ce s-a întâmplat, însă nu a putut evita impactul. Eu eram în spate, în fapt era un microbe care era pasager și la vena. Și asta cu roșu pe Dacia a vrut să vireze stânga. A venit BMW-ul de sus și atunci l-a luat în plin. Și cum a zburat, cum a ajuns, a primit că l-a ispit exact în partiz la mine și de acolo s-a răsucit. Nu mai rețin nimic, totul s-a petrecut câteva funcții. Cei doi conducători auto implicați direct în accident au fost preluați de ambulanță și transportați la Spitalul Județean de Urgență. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală urmând să stabilească dacă cei doi șoferi se aflau sau nu sub influența băuturilor alcoolice, dar și cum s-a petrecut întregul incident. Polițiștii serviciului rutier Argeș au intervenit pe drumul național 67B, pe raza comunei Moșoaia, la locul producerii unui eveniment rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Din primele cercetări se pare că un bărbat, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Pitești către Poiana Lacului, ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma impactului a fost avariat și un al treilea autoturism. Doi dintre conducătorii auto implicați în evenimentul rutier au fost transportați la spital. Din cauza accidentului, traficul rutier a fost blocat pe o perioadă de aproximativ o oră, coloanele de mașini întinzându-se pe kilometri întregi.